Bună! Vreau să fac haioșe, haioase, delicioase și am 400 de untură pe care o amestec cu 100 de făină. Aici am 500 de făină, 2 gălbenușuri, 2 linguri de ulei, 2 de oțet, o linguriță de sare și am 300 de mililitri de apă caldă, dar o să văd câtă îmi intră, da? Prima oară o să amestec o sânza cu făina. Și o sânza o împărțim în trei biluțe. După facem aluatul ăsta la alt. Amestecăm bine. Da? Deci am băgat bine, bine făina în o sânză. Le-am amestecat împreună, da? După de aici facem trei biluțe. Deci eu am împărțit aluatul în trei, da? L-am pus separat în trei. Aici am 500 de făină, le pun lingurița de sare, 2 gălbenușuri, 2 linguri de oțet și 2 linguri de ulei, da? Și apă călduță. O să vedem câtă intră. Aici am 300 de mililitri. Da, să vedem câtă intră. Să fie domoluță. Cred că intră toată, 300. Deci 300 de apă domoluță. Da. Thank you.
Acum eu o să iau o parte din o sânză, da? Și o să-l bag în aluat. O băgăm bine în aluat, o sânza. Punem pe blatul de lucru altă 100 de grame de făină. Golim aluatul aici. Și îl frământăm. Da? Deci după ce am pus o biluță de o sânză, mai punem pe blatul de lucru 100 de făină și îl frământăm. Și după îl lăsăm un sfert de oră la rece. Da? Acum într-un bol curat îl lăsăm la rece cam un sfert de oră. Da? L-am lăsat la rece un sfert de oră. Da? Uitați-vă cât e de bună lotul. Și acum o să-l întindem și o să punem pe rând cele două părți de o sânză. Da? Deci, cam atât întins, da? Punem o sânză. Întindem bine peste tot.
Sper să se vadă. Sunt foarte ușor de pregătit și foarte bune. Da? Acum îl împăturăm. Și lăsăm alt sfert de oră la rece, nu mai mult. Da? Deci, ați văzut, l-am împăturat și întotdeauna când îl întindeți, aveți deschizătura asta pe partea dreaptă, întins. Da? Acum o să-l pun el la rece. După un sfert de oră la rece, îl luăm exact în poziția care l-am pus, da? Deci, care l-am pus să fie în partea dreaptă, da? Și ne apucăm și îl întindem. Tot așa îl întindem. Și tot așa îl împăturăm. Și după punem o sânza. Punem o sânză și îl împăturăm din nou, exact la fel ca prima oară. Și după îl lăsăm alte 15 minute la rece, după îl întindem și îl tăiem pătrate. La fel procedăm. Întindem o sânza bine. Și îl împăturăm. Da?
Ei, acum nu mai am ce face. Trebuia să mai pun un strat de... Dar o să-l pun aici deasupra tot. Deci îl împăturăm să ne vină totdeauna pe partea dreaptă. Da? Foarte simplu și ușor. Da? Deci acum luăm de aici până la jumătate. Și altă jumătate. Da? Deci avem totdeauna pe partea dreaptă. Da? Altul sfert de or la rece, după îl întindem un centimetru, îl tăiem pătrate și preîncălzit cuptorul la 180 de grade. Eu o să pun înăuntru dulceață de cireșe. Voi puteți pune rahat sau orice fel de dulceață vă place. Deci după altul sfert de oră, da? Avem în partea stângă, în partea dreaptă. Așa. Dăm drumul la cuptor la 180 de grade. Eu am tapetat tava mare de la cuptor. Și acum îl întindem foaie de un centimetru și îl tăiem pătrate. Deci foaia să fie întinsă de un centimetru, da? Toată uniform. Și îl tăiem pătrate. La întâia pătrățele, eu aici am dulceață de cireșe și vin și pun pe fiecare în parte. Da? Deci pun pe pătrățel, da? După eu și fac un dreptunghi. Da? Facem dreptunghi sau puteți să le întoarcem pur și simplu așa. Da? Deci le dăm forma dorită. Adică forma, le împăturăm cum dorim. Ori dreptunghi, ori le întoarcem odată. Deci le dăm forma care dorim, care ne dorim. Da? Le punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Și o să vă spun precis timpul de coacere. Deci acum o să le pun la 180 de grade, cuptorul preîncălzit. Acestea sunt haioasele delicioasele. Ia uitați-vă cât sunt de... Vedeți? Se desfac fâșii. Foarte bune. Dacă și voi aveți aceleași gusturi ca și mine, încercați rețeta, sunt un deliciu. Deci am făcut și cu dulceață. Și cu dulceață și simple. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la sfârșitul acestui video. Seară bună! Vă pup!